Legați două succese, n-ați primit gol. Da, o victorie foarte importantă. Veneam după 5 jocuri care nu câștigasem, 4 meciuri fără să dăm gol. Am reușit la Craiova să dăm 5 goluri, acum 3 goluri, fără să primim gol. Victorie bună. Ce înseamnă revenirea pentru tine printre titulari? A fost o motivație în plus, astfel că ai și reușit să marchezi? Da, normal că motivație în plus. Eu am continuat să mă pregătesc bine antrenamente, am tras bine cât am putut. Și mă bucur foarte mult că am reușit să prind iară de primoșă și să joc cât de bine. 8 goluri în 2 etape e foarte mult pentru gazmetan, mai ales având în vedere primele etape. Ce a schimbat domnul Joza? Da, la început a schimbat foarte mult mentalitate, acum atitudine, foarte bună avem. Cum ne pregătim așa și jucăm, antrenamente bune, jucăm foarte bine la meciuri.